Curtea de apel Constanța a decis să-l condamne pe Valentin Vrabie la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, fie la primăria Medgitia, fie la Complexul Muzeal de Științele Naturii. Decizia este definitivă și a fost luată cu majoritate de voturi. Completul a fost format din 3 magistrați. Asta înseamnă că de acum începând, municipiul Medgidia nu mai are primar și, cel puțin pentru moment, atribuțiile vor fi preluate de către viceprimarul Nicolae Păun. Contactat telefonic, Valentin Vrabie a declarat că își va da demisia, dar și că dosarul este unul inventat, iar el are conștiința împăcată. Dacă așa a decis justiția, oricum nu voi aștepta să se pună în aplicare de către prefect, dar prezenta demisia timpul cel mai scurt. În ceea ce privește situația actuală, am conștiința împăcată, nu este adevărat și sunt pe nedrept, mi s-a întâmplat pe nedrept, un dosar inventat cu marturi sub acoperire, ca filmele cu mafioți, cu droguri, cu crime, cu tot, eu neputând să spun că cei doi martori de fapt sunt dușmanii mei. Eu nu pot să-i văd și nu pot dovedi acest lucru. Mi se pare incorrect. Valentin Vrabie a fost trimis în judecată în anul 2020. Procurorii au reținut că primarul din Medgidia a emis un certificat de atestare fiscală în favoarea unei firme, precizând prin fals intelectual că aceasta nu ar fi avut datorii restante către bugetul local. În realitate, firma în cauză avea datorii restante către bugetul localității. Potrivit rechizitoriului, proprietarul firmei urma să vândă un imobil de pe raza localității Medgidia, dar tranzacția nu se putea încheia decât în condițiile achitării taxelor și impozitelor locale. Surse din anchetă susțin că funcționarii primăriei ar fi refuzat să semneze certificatul, iar înscrisul ar fi fost întocmit direct de primarul municipiului. Acum, Valentin Vrabie nu doar că își pierde funcția, dar nu va mai putea nici să candideze la alegerile de anul viitor, pedeapsa complementară de 2 ani care îi interzice acest drept, urmând să expire abia în toamna anului 2025.